Bună, bine ați revenit pe canalul meu. După cum veți vedea și în titlu, astăzi vreau să vă vorbesc despre Baccarat Rouge de la Maison Francis Kurkdjian. Sper că am pronunțat bine numele, pentru că mi se pare dubios de greu. Nu este neapărat un review al parfumului, ca să spun așa, e mai degrabă o părere a mea generală asupra isteriei ăsteia legate de Baccarat Rouge, pentru că peste tot numai de Baccarat Rouge aud, oriunde te duci, dacă te uiți în stânga, toată lumea vorbește de Baccarat Rouge, dacă te uiți în dreapta, toată lumea vorbește de Baccarat Rouge și tot așa. Așa că astăzi m-am gândit să fac un clip legat tocmai pe tema asta și de ce s-o iscat o asemenea nebunie cu el. De-a lungul anilor tot timpul apar câte un parfum care devine extrem de popular și nu neapărat în sensul bun, pentru că deja depășește limita aia de popularitate, ca să zic așa, devine un fel de must have. Aici pot să vă dau exemplu cu La Vie Belle de la Lancôme, care și, nu știu, mi se pare, mie nu mi-a plăcut niciodată parfumul, v-am spus, n-am nimic cu creatorul sau casa în sine cu Lancôme, mie pur și simplu parfumul ăla nu-mi place. În schimb, de la Lancôme îmi place La Vie Belle, L'Eclat, varianta L'Eclat îmi place și cea cu trandafir, La Vie Belle în roz, cred că zice, dacă nu mă știu eu. În fine, apoi s-a creat cu Tom Ford cu Tabacco Vanille, la fel, o isterie generalizată. Eu l-am mirosit odată în Sephora, mi-a plăcut foarte mult și n-am fost dispusă să dau suma respectivă de bani și mi-am luat o replică de la Infinite Love, care seamănă, duce destul de mult, poate e o idee un pic mai dulce decât originalul. În fine, hai să vă povestesc un pic despre treaba asta cu Baccarat Rouge și de ce nu-mi place. Nu știu de unde să încep prima oară, de fapt, și mă gândesc că hai să începem de obicei cu prețul, care este fabulos de mare. Eu, din punctul meu de vedere, nu aș da o astfel de sumă pe un parfum decât dacă ești într-adevăr un colecționar de parfumuri, cum de exemplu colecționarii de artă. Deci, în genul ăla, să fii acel gen de colecționar. Doar așa, ca să ai la numărătoare, nu cred că se merită. În plus, ce-am mai observat la el, faptul că nu are nici cine știe ce ingrediente deosebite. M-am gândit, mă, pentru 18 milioane, adică 1800 de lei, că atâta costă. Sau cel puțin eu așa l-am văzut la botic când am fost, cred că anul trecut am fost, am intrat, da. Deci pur și simplu, când am văzut prețul, am rămas șocat. Știu că are șofran, iasomie, ambergris, cedru, deci niște ingrediente pe care le regăsim și în alte parfumuri. Ambalajul, sticla în sine, este frumos, așa și felul cum este prezentat și așa, e într-adevăr foarte, foarte frumos și luxos și, no, fițoșenie. Din punctul meu de vedere, asta e o fițoșenie. Dar pentru prețul de 1800 de lei, eu nu cred că merită niciun parfum să dai atâția bani. Acum, eu înțeleg că, no, pe de o parte știu că sunt oameni care chiar își permit și dacă într-adevăr ei asta simt că trebuie să dea 1800 de lei pe un parfum, foarte bine. Însă, eu mă refer aici la categoria aceea de oameni între care, pentru că asta e adevărul, 70-80% din populația României, din oameni care trăiesc în România, nu-și permit să dea suma asta pe un parfum. Pentru că, hai să fim serios, cu banii aia, o mare parte din oameni trăiesc cu ei pe o lună și mai au și familie de întreținut. Deci vă dați seama că nu-i... E din punctul ăsta de vedere, pentru ce mi se pare că e așa un fel de snobism, ți-l aruncă în față, că vai că dacă nu l-ai, trebuie să l-ai neapărat, că ești și tu în rând cu lumea. Eu cam așa interpretez treaba asta cu el. În plus, se simte cam peste tot mai nou. Deci vreau să vă spun că așa am pățit și cu Serjo, cu Herba Pura. Este unul din parfumurile mele preferate, îmi place extraordinar de mult, însă nu-l port oriunde și peste tot. Este un parfum făcut, creat mai mult pentru evenimente, eu așa-l văd, eu așa-l percep. Pentru un eveniment deosebit, o nuntă, un botez, nu știu. Poate ai, și dacă ești, de exemplu, vrei să-ți ții o onomastică la ziua de luptă, de la birou cu colegii și poate vrei să miroși mai altfel. Da, în situația aceea chiar aș înțelege.
Însă în momentul în care eu am simțit Serjov în Dedeman, în piață, în, la un moment dat cred că și în gară, în gară în Cluj, l-am simțit. Nu și are locul, nu merge, nu se potrivește cu peisajul. La fel și Baccarat Rouge. Se simte absolut peste tot. Știu că o colegă de-a mea, de-ale mele, mi-a spus, când am vorbit cu ea zilele trecute, că tot, exact așa s-a exprimat, că tot Bucureștiul miroase a Baccarat Rouge. Deci, vă dați seama și de aici cam unde e prea mult deja, toată lumea se miroase același parfum, e ca și când, nu știu, ai senzația că îți dă o valoare sau nu știu, ție ca om. Întotdeauna am fost de părere că în niciun caz nu banul, nu parfumul, nu machiajul, nu faptul că poate ai un fond de ten de, nu știu, 1000 de lei pe față, nu alea te fac să fii, îți conturează firea ta de a fi, ci modul tău de a fi, felul tău de om de a fi și cum te comporți cu ceilalți. Sper că nu mă bâlbui prea mult. Apoi, popularitatea. Aici, legat de popularitate, e ceva normal ca un parfum să devină popular, pentru că așa le va crește și vânzarea, bineînțeles. Însă nu o popularitate dusă la extrem, nu o popularitate care pur și simplu te sufocă. Mai nou apar și replici, clone și flancăre, am văzut că o scos după Baccarat Rouge și tot felul de flancăre. Și replici peste replici. Bun, cine vrea și își dorește poate să-și ia replică, nicio problemă, cred că și eu am unul, n-am știut până acum. Am, de fapt, chiar două. Cred că Opulent Mask de la Latafa și tot de la Latafa am Ruj. Ana Bied sau Ana Bidei, deci niciodată nu țin minte numele. Știu că am două din gama asta, pentru că mie casa Latafa îmi place foarte mult. Și mă rog, divaghez de la subiect. Dar vreau să zic că s-ar putea să am două replici. Eu din ce am văzut de la alți youtuberi, mi-am dat seama că se pare că și ăsta al meu ar fi tot o replică. Pentru că, sincer să fiu, l-am mirosit... odată Baccarat Rouge și nu prea mi-amintesc. Știu că mi-a plăcut, într-adevăr, miroase frumos, e ciudățel oarecum, însă nu mai pot să spun acum dacă mi-aduc aminte exact și notele. Eu notele le-am citit de pe Fragrantica, de-aia v-am și spus de la început, pentru că nici nu are, să zici, ingrediente deosebite, nu știu. În fine, legat de popularitatea asta lui, știu că mi-am mai notat aici, da, ceea ce v-am și spus, că a ajuns ca și la Viebel. E purtat și ăsta peste tot. Acum nu știu, eu și când m-am dus în Cluj, toată lumea acolo se parfuma. Oriunde intru în parfumerie, peste tot mă izbesc de Baccarat Rouge. Nu știu. E ok, na, nu știu. Eu, din punctul meu de vedere, să dai 8, să ceri un asemenea preț, 1800 de lei pe un parfum, poți să fie, că zici că s-o fi pogorât Sfântul Duh din cer și l-o creat însuși aici pe pământ. Mi se pare, nu știu, dusă totuși la un mod dus la extremă treaba asta cu Baccarat Rouge. Apoi, de ce n-aș cumpăra iarăși Baccarat Rouge? În primul rând, din cauza snobismului. Și acum o să vă spun chiar direct, pentru că poporul nostru român suferă la greu de snobism. Trebuie neapărat să epatezi că tu miroși a Baccarat Rouge. Mă rog, hai să dăm și alte exemple. De exemplu, nu neapărat ăsta, dar și ăsta se încadrează perfect aici. Trebuie tu să-i arăți neapărat la om, bă, uite, miroase-mă, numai că nu te duci, bă, vino, miroase-mă, să vezi că eu miros a Baccarat Rouge, că-i parfum din ăla scump. Deci, e o problemă, chestia asta mi se pare, nu știu, e ceva ce pe mine personal mă depășește. E ca și atunci, nu știu, știu că circula pe Facebook la un moment dat o glumă, că dacă s-ar închide Facebook, oamenii ar alerga pe stradă după alți oameni cu poza în mână și ar zice, îți place poza, îți place? No, exact la fel e și cu Baccarat Rouge din punctul meu de vedere. E și un parfum așa, dacă dai în exces, e foarte greu pentru că diferă de la o persoană la alta. De exemplu, știu că am citit că pe unele persoane nu e neapărat atât de greu, se așează destul de frumos, e plăcut. Dar pe unele persoane pur și simplu, no, poate datorită și pH-ului, asta nu pot eu să garantez, dar no, suntem diferiți și atunci garantat nici parfumul nu se va simți la fel cum se simte pe o altă persoană. Și v-am zis, treaba cu snobismul, trebuie neapărat să, noi românii trebuie să epatăm, noi, uite, noi ce avem noi. De-aia și avem situația politică pe care o avem, de-aia merge țara cum merge de fapt. În primul rând că și asta, pleacă snobismul ăsta, pleacă în primul rând de la o lipsă crasă de educație, din punctul meu de vedere.
acum, ca să nu fiu interpretat-o foarte greșit, cum am zis și la început, dacă tu îți permiți și ești miliardar, ești nu știu, ai foarte mulți bani, dispui de o sumă de bani colosal, foarte mare și îți permiți, nicio problemă, că sunt persoane, de exemplu, care își permit parfumul, poate și îl și cumpără, dar nu epatează cu el. Însă, marea majoritate a oamenilor care își cumpără parfumul, ori fac împrumuturi, pentru că vă dați seama că nu-ți permiți. Asta e, nici eu nu-mi permit să dau atâția bani pe un parfum. Pe mine mă doare sufletul și când trebuie să scot 400 de lei, de exemplu. Dar mă rog, asta e partea a doua. Însă, nu cred că e necesar, nu cred că prin asta trebuie un om să epateze cu, mai ales că, acum, v-am zis, e pe toate gardurile, Baccarat Rouge, nu știu. Cred că s-au făcut și, dacă nu mă înșel, eu cred că e și fake după el. Azi, mâine, o să vedem prin gară că vin și ți-l pun sub nas, că hai că ți-l dau cu 50 de lei sau cu 100 de lei, că e Baccarat Rouge. Cred că până acolo se va ajunge la un moment dat. Și apoi, încă un punct am mai trecut aici. Așa, supraevaluarea creatorului, adică a parfumierului. În ultima vreme, numele ăsta, Francis Kurkdjian, a luat o amploare foarte mare. Nu am absolut niciun dubiu că este un artist în ceea ce privește parfumurile. Are o minte creativă, știe exact ce ingrediente să combine, ce merge, ce nu merge. Însă, de aici și până ajunge să-l idolatrizezi, pur și simplu, mi se pare o cale lungă. Pentru că, nu, Francis Kurkdjian e pur și simplu idolatrizat deja, din toate direcțiile, peste tot apare acum. Mai nou, și asta cred că știți, că virgulă, casa de modă Dior l-a cooptat ca fiind parfumierul lor. Așa, asta cred că de acum de o lună, cred că, max. Cam așa, cam de o lună e știrea. Peste tot se vorbește despre el. Am văzut și eu un documentar cu el, mă rog, cred că mai mult o știre documentar și mi-a plăcut. Îmi place foarte mult omul, îmi place cum vorbește, cum se exprimă, gesturile lui, felul de a vorbi. Se vede că e un om cultivat, un om citit, un om care are pasiunea asta pentru a crea parfumuri. Însă nu pot să înțeleg, în special mass media, modul ăsta de a idolatriza pe cineva și de a vârâ pe gât pe cineva. Gata, nu mai există alți parfumieri în afară numai de el, numai el face cele mai bune parfumuri. La fel a fost și cu Alberto Morillas, dacă nu mă înșel eu. La fel, foarte multe și despre el s-a spus. Acum de câțiva ani eu am văzut că a intrat într-un con de umbră. No, poate mă înșel eu. Însă cam așa mi se pare. De-aia v-am spus, nu înțeleg de ce e așa mare bătaie de cap cu Baccarat Rouge. Da, v-am spus, îl apreciez foarte mult pe Francis Kurkdjian. Sper că pronunț bine, că am tot încercat să învăț numele, dar mi se pare atât de complicat la un moment dat, Doamne. Sau nu-mi iasă mie așa e. Da, e un om care, v-am spus, nu știu, are viziune, într-adevăr, în ceea ce privește parfumurile. Dar nu aș da, eu personal nu aș da niciodată o astfel de sumă de bani, indiferent cine îl creează pe un parfum. Nu știu, eu văd și din altă perspectivă treaba asta, pentru că sunt foarte mulți oameni săraci, foarte mulți copii cu nevoi, copii bolnavi de cancer. Și eu să mă duc să arunc așa 18 milioane când știu că cel de lângă mine nu are sau mai rău, e un copil bolnav de cancer care poate viața lui depinde de aia 1800 de lei. Nu știu, eu cam așa judec treaba asta și nu aș da. Într-adevăr, v-am spus, o mirosit bine, din ce mi-aduc aminte, nu mi-a lăsat o impresie neplăcută. Dar nici nu m-a dat pe spate, gata, nu m-a dat cu roțile în sus, gata, nu mai există alte parfumuri, neapărat, numai Baccarat Rouge, numai Baccarat Rouge. Nu, eu zic că există și alte lucruri mai importante și mai de calitate, să zic așa. Și cam asta am vrut eu să vă spun despre Baccarat Rouge, pentru că v-am spus, mă obosește pur și simplu toată reclama asta cu Baccarat Rouge în sus, Baccarat Rouge, Baccarat Rouge în jos, e prea mult. Și tot timpul așa se întâmplă, când li se pune pata și la branduri și la astea pe un produs anume, pur și simplu te saturi. De ce efectiv îți vine de nici nu mai vrei să-l testezi.
Pentru că prea ți-s băgate pe gât. Și aici intră o grămadă, nu doar parfumurile, și la produsele de make-up, la produsele de îngrijire a tenului. La make-up, de exemplu, pe mine ce m-a disperat, mi s-a părut că foarte mult s-a exagerat, este cu Anastasia Beverly Hills. Am testat două sau trei produse, în special cele de sprâncene, și mie nu mi-a plăcut. Deci eu nu aș da 200 de lei pe un, cât costă, o pomadă din aia pentru sprâncene sau un gel pentru sprâncene. Mai bine mi-au de la Benefit. Eu de 5 ani de zile, de când i-am descoperit pe cei de la Benefit, tot de la ei îmi iau produse pentru sprâncene și de la Essence. De exemplu, în momentul de față, eu sunt făcută cu gelul de sprâncene acela, Make Me Brow, cred că îi spune, de la Essence. 10 lei, își face treaba, ține, am obțin ce vreau, nu curge, nu nimic. De aia, v-am zis, a fost și nebunea asta cu Anastasia Beverly Hills și cu paletele ei, care iar... Cred că una singură a fost care mi-a plăcut, să zic așa, dar nu era ceva să-mi doresc. Mergeam mult înspre nuanțe de nude. Eu, în general, optez pentru paletele de farduri la nuanțe din astea neutre și un pic așa mai... Deci genul ăla care, pentru un machiaj natural, nu sunt genul, nu-mi plac neapărat machiajele alea foarte colorate. Vara mai fac și eu câte un verde aici, câte un pic de galben, așa că, nu, vara așa, nu timpul. Dar în mare parte din timp eu port machiaj neutru. Și am cam divagat de la subiect, în fine, cam asta am vrut să vă spun. Asta este cam strict părerea mea, sper să nu o ia nimeni în nume de rău, să nu se iște ceva, că vai, nu știu ce... E doar perspectiva din care văd eu lucrurile. E pur și simplu așa văd lucrurile și cred că ar fi bine un pic așa să mai conștientizăm fiecare că nu un parfum îți arată adevărata valoare. Nu faptul că miroși a Xerjof, a Baccarat Rouge, a Tom Ford, a mai știu eu ce, a Chanel, a Dior sau ce îți reflectă personalitatea, ci felul tău de a fi, cum ești tu ca om, cum te porți tu cu cei din jurul tău. Și hai că m-am lungit cu clipul ăsta, de fapt intenția mea era să fac un pic mai scurt, dar asta e. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!